O zi bună tuturor, noroc bunor tacilor! Astăzi vom discuta probabil mult mai puțin despre cărbune, vom discuta despre ceva care, deși pare mai valoros în opinia mea ca cetățean al Văii Jiului, nu poate fi mai valoros decât huila, dar vom discuta despre aur. Toată lumea discută despre aur, despre roșia poen, despre o grămadă de astfel de lucruri. Dar, în opinia mea, deși urmăresc foarte des ceea ce se întâmplă pe posturile naționale și în media, să spunem așa, în plan național, prea puțin discută concret despre ce înseamnă exploatările de aur, despre ce înseamnă aurul, unde se folosește aurul, cu cine se asociază în natură aurul, cum poate fi el exploatat și de ce este important ca aurul să fie exploatat. Toată lumea tratează acest subiect funcție de anumite interese care, cred eu, sunt interese de ordinul zilelor sau anilor, cel puțin, nimeni nu vede problema în ansamblu. Mi-am permis astăzi să invit un profesor de la Universitatea din Petroșani, pe domnul Grigore Buia, să discutăm despre acest subiect. De ce? Pentru că la Petroșani, practic, de la Petroșani, pardon, sunt plecați toți cei care pot spune că cunosc ceva despre aur sau știu ceva despre exploatarea aurului, având în vedere că la Petroșani s-au format absolut toți inginerii minieri care lucrează în mineritul din România, fie că vorbim de mineritul în carieră, fie că vorbim de mineritul în subteran. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Ca să nu pierdem foarte multă vreme cu introducerile, aș vrea să o luăm așa metodic. De ce este aurul important? Dar până să ajungem la importanța lui, aș vrea să spunem câteva lucruri despre aur. Ce este practic aurul? Că multă lume știe că aurul este ceva galben care strălucește, dar el este practic un metal care se folosește în industrie mai mult decât în bijuterie. Da, dacă îmi permiteți, o să fac o mică introducere privind acest metal care a fascinat și fascinează omenirea. În primul rând, aurul s-a impus până în secolul 20 și sigur și în secolul 21 prin cinci calități ale aurului. Și asta l-a făcut cunoscut încă din cele mai vechi timpuri și sunt, în acest sens, sunt obiecte de aur datate cu mare exactitate, cu vechime de 6-7 mii de ani înaintea erei noastre. Deci, fragmente din obiecte de aur 6-7 mii de ani, iar obiecte de aur au vechimea cam de 5500 de ani, asta ar însemna 3500 de ani înaintea erei noastre. Dar să revin la cele 5 calități care l-au impus vreme și spuneam până în secolul 20, la începutul secolului 20. O primă calitate este culoarea. Toate metalele, exceptând aurul, cuprul, toate metalele au nuanțe între alb și negru, mai ales cenușiu. Dacă facem referire la acest aspect, putem vorbi de culoarea, de exemplu, a sodiului sau a mercurului, care era cunoscut, până la negru de smoală a uranului. Deci tonuri între, repet, între alb și negru. A doua calitate, dar acest galben l-a impus și omul, dintr-o dată a fost atras de această culoare. Cuprul nativ, și care este cunoscut la fel de foarte multă vreme, are culoarea galbenă. Un alt galben, însă, decât aurul. A doua calitate, asociată, sigur, cu ceea ce spuneam, culoare, este luciul. Capacitatea de reflexie a aurului este extrem de ridicată. Este metalul cu cea mai mare capacitate de reflexie. 80% din lumina care ajunge pe suprafața aurului este reflectată. Despre acest aspect o să mai discutăm imediat în continuare. A treia calitate este ușurința de prelucrare.
este unul din metalele, prin proprietățile fizice pe care le are, care îl fac ușor de prelucrat. Și de aici, primele lui întrebuințări s-au legat de prelucrare în ceea ce a însemnat bijuterii. A patra calitate a aurului este inalterabilitatea. În condiții naturale nu este atacat de niciun agent de eroziune sau de coroziune sau destructiv în condiții naturale. Și a cincea calitate, care sigur o puteam pune pentru că acestea eu le-am pus într-o ordine aleatoare, este raritate. Și ca să mă înțelegeți aici, metalul cel mai răspândit și este și al treilea element chimic ca răspândire din cele 92 care se găsesc în stare naturală din sistemul periodic, este aluminiu, metalul cel mai răspândit. Și el participă la alcătuirea scoarței terestre în proporție de circa 7,2% din tot ce înseamnă scoarță terestră reprezintă aluminiu. După aluminiu urmează fier, vorbesc de metale. Înaintea aluminiului este oxigen siliciu, dar să nu ne pierdem. Cel mai puțin răspândit dintre metale este galiu, 1/10^-15. Galiu care are întrebuințări, galiu care este cunoscut, hai să-i spunem și să lăsăm la o parte altă poveste. Între ele este aurul, care are ca și procent de răspândire, sau cum îi spunem noi geologic, clarcul, de 5/10^-7. Deci un element foarte puțin răspândit. Foarte rar, da. Da. Astea sunt calitățile care l-au impus multă vreme. La acestea sau mai prin epoca romană în special, dar mai puțin cunoscute din perioada romană, dar fructificate în perioada feudală și în renaștere, în deosebi, în artă, au fost cunoscute încă două calități. Este cel mai ductil și cel mai maleabil dintre metale. Da. S-au făcut fire din aur și s-au făcut suprafețe foiță care erau folosite în artă. Da, ca să explicăm telespectatorul, ductil și maleabil. Și maleabil, asta înseamnă posibilitatea de a trage în foiță și în fier. Da. După aceea, calitățile care l-au impus în secolul 20 sunt legate de progresele tehnicii și tehnologiilor, și anume este capacitatea de reflexie. L-a făcut un metal și un protector, dar mai ales un protector împotriva radiațiilor cosmice, astfel încât toate suprafețele și toate echipamentele de protecție pentru astronauți, pentru cosmonauți, pentru ființele vii care au fost în spațiu cosmic, au fost realizate și există și la costumații și la suprafețele de protecție din fuselajul aeronavelor, există un strat de aur. Pentru că acest aur, așa cum am spus înainte, reflectă radiațiile cosmice care știți că sunt foarte nocive. Cu cât ieșim din stratul de ozon care înconjoară Terra, cu atât ele sunt mai agresive, mai ales asupra celulelor vii. Altă calitate este legată de ceea ce înseamnă faptul că aurul este cel mai bun conductor electric și, repet, asociat cu cel electric, este termic. Și fiind și maleabil și ductil, s-au creat ansamble sau în tehnologii elemente, segmente care transportau curentul electric și automat informația electrică, informația uneori și termică, în volume foarte mici. Toate miniaturizările, tot ce înseamnă IT-ul de astăzi, care este dependent de miniaturizare, de la transformarea impulsului electric în ce vreți dumneavoastră, în imagine, în sunet, în ce vreți dumneavoastră,
este realizată această miniaturizare și se datorează calităților pe care le are aurul. Tot ce s-a făcut, telefonie, tot ce s-a făcut este legat și copiat după tiparul și după ceea ce înseamnă calitățile acestui element chimic. Și vă mai spun încă un lucru, mi-a venit acum în minte așa, are greutatea specifică dintre metale, greutatea specifică cea mai mare, mai mare decât a uranului. Așa, ca să destind un pic și să înțelegeți, în filme, mai ales când vedem cei care iau cât un lingou de aur, cât o cărămidă, de exemplu, și îl plimbă așa ușor, să știți că aceștia trebuie să fie buni atleți, concret. Dacă într-o sticlă de un litru avem cu apă, greutatea acesteia este de un kilogram, un kilogram, și să mai adăugăm câteva grame cât are sticla propriu-zisă, da? Într-o sticlă de aur, într-o sticlă, pardon, umplută cu aur, greutatea acesteia este de 19 kg, 19 virgulă ceva. Deci 19 kg. Deci cei care joacă în filme când iau lingou, da, ar trebui, da, bani să schițeze greutatea. Asta, sigur, sigur. De aceea vă spun, această greutate specifică și aceasta este speculată în diferite procese tehnologice în momentul de față. Chiar dacă aceasta este speculată nu la greutăți, cum ne închipuim noi, pe care le percepem fizic, dar este speculată acolo unde trebuie să deplasăm cu ajutorul gravitației particule foarte mici, de dimensiuni foarte mici, în medii foarte greu de controlat. Dar singurul control, repet, este dat de forța gravitațională. În medicină și în alte domenii. Dau așa câteva domenii care îmi vin acum în minte. Este foarte interesant, așa, câteva minute, trecerea asta în revistă a ce înseamnă aurul, deoarece majoritatea oamenilor, mă rog, consideră aur doar un metal din care se fac bijuterii. Nu văd importanța lui în industrie și, da, și în economie până la urmă. Așa, un mic istoric al aurului. De exemplu, înainte vreme, că vorbeați de romani, lumea, cel puțin în România, se știe că incursiunea lui Traian în această zonă a fost legată de existența aurului, trebuie să o spunem foarte clar. Da. Ei nu atacau o zonă ca Dacia pentru grâne sau pentru păstorii. Ei știau de existența aurului, știau de exploatarea lui, chiar și în zonele în care acum se discută că se exploatează. Se pare că după incursiunea lui Traian în această zonă, Imperiul Roman a avut o perioadă de câțiva zeci de ani, aproape 100 de ani, iarăși din nou de expansiune și de bunăstare, să spunem așa. Deci el a creat foarte mult aur. Cum se exploata aurul în acele vremuri? Sau, mă rog, exploatarea ca exploatarea, că el din minereu, dar transformarea lui, prepararea, asta ar fi mai interesant, dacă ne-ați putea spune. Pentru asta trebuie să vă spun câteva lucruri legate de modul în care se găsește aurul în natură. Și după aceea revenim la... Da, asta este foarte interesant, că pe vremurile, da, alea probabil se găsea, da, în altă, da, formă decât acum. Nu, aceleași forme, decât că ponderea de participare, da, la producția de aur este alta azi decât atunci. Și vreau să vă spun, cea mai importantă cantitate de aur în vremea aceea și singura sursă era legată de așa zisul aur nativ. Aur nativ care de fapt este un amestec natural, un aliaj natural care mai poartă numele de electrum. El are o plajă foarte largă de ceea ce înseamnă puritate a aurului. Între 92 s-au găsit și granule cu 96% aur, dar acestea sunt cu totul excepționale și sunt de regulă forme foarte rare întâlnite în natură. Dar între 92 și 72, ca să fie mai ușor de ținut minte, între 92 și 72% dintr-un
dintr-un granul reprezintă aurul pur. Restul, acesta, spuneam, aliaj natural, el se poate găsi combinat cu argintul sau cu cupru. Sunt cele două metale care alcătuiesc grupa întâia secundară împreună cu aurul, cupru, argint, aur, au multe proprietăți comune și deci și interesul în domeniile industriale care sunt comune și prețurile ca atare. Cuprul este foarte răspândit, argintul mai puțin răspândit, aurul mai puțin răspândit. Și calitățile produselor pentru aceleași proprietăți care sunt în funcție de ce vă spuneam înainte. Se mai cunosc, în afară de acestea, se mai cunosc și au constituit mai târziu și astăzi prezintă mai mult interes, tot, dar de data asta nu le putem spune aliaje naturale, pentru că proporția de aur este fixă, minerale de, pe care aurul le formează împreună cu stibiu sau împreună cu stibiu, sulfosărul cu stibiu, în special argintul, dar cu bismutul, maldonitul, care este un mineral de aur și bismut. Însă am lăsat la sfârșit, pentru că vorbim și de zestrea naturală și chiar și de potențialul României într-o altă resursă foarte importantă și care se găsește asociată aurului și de care nu spunem mare lucru în ultima vreme, în aceeași arie, în acea zonă cu potențial metalogenetic al României, cu telurul. Telururile de aur și argint care au fost descoperite pentru prima dată, telurul ca și element pe material din zona Săcărâmbului, care se numea pe vremea aceea Nagyag, și mineralul telurura de aur descoperită a purtat numele și poartă numele de Nagyagit, care este din Săcărâmb ca și ocurență, și alte telururi care au fost descoperite sau evidențiate în zonă. Silvanit, după aceea în Statele Unite, pe un alt zăcământ crenerit, calaverit, pețit, aici în România, dar să nu plictisim lumea cu acest lucru. Telurul, scurt vă spun, este utilizat și domeniul utilizat în energia fotovoltaică, în transformarea energiei luminoase, nu a energiei termice, a energiei luminoase, în curent electric. Celulele cu cel mai mare randament sunt cele care au substratul sau alternanța substratului telur-cadmiu. Telurul care se găsește și în momentul de față pe haldă în Apusenii de Sud, la noi în țară, este o zonă importantă cu telur. Dar revin la întrebarea cu aurul. Legat de vremea respectivă și de Dacia, sigur, noi, din păcate, am hiperbolizat imaginea Daciei, dar imaginea mineritului este extrem de clară și extrem de bine definită. În sensul că dacii, cei care cunoșteau aurul și în momentul exploatării aurului înaintea romanilor, cei care, prin faptul că erau deținători de această resursă, au trezit interesul romanilor, așa cum ați spus în prezentare și întrebarea care a spus-o, exploatau aurul numai din aluviuni. Aurul, având densitate mare, se concentrează foarte ușor și nu departe de sursa de proveniență. Rocile spală, agenții externi spală rocile care conțin aur, eliberează aurul, că nu este atacat și nu este transformat în altceva, și fac o primă concentrare a acestui aur primar în aur secundar. Și pe acest aur secundar îl cunoșteau dacii și îl exploatau dacii, și acesta a fost aurul care i-a ademenit pe roman. Este zonele din aluviunile din jurul munților Sebeș, nu din Apuseni, din munții Sebeș. Și din Apuseni, din câteva izvoare care se vărsau în Arieș, în Valea Arieșului, și se vărsau mai departe în Mureș. Acestea la Piano, în zona Pianului, în momentul de față, Pianul de Sus, în județul Alba. Astea au fost punctele pe care dacii le exploatau pentru aur și, repet,
exploatau numai aur aluvionar. Romanii însă, care probabil că mulți dintre telespectatorii noștri cunosc, au fost niște, pot să le spun așa, niște ingineri desăvârșiți, inclusiv în domeniul resurselor. Și aici îmi permit să fac o paranteză sau mai bine o las mai târziu un pic, pentru că vorbim de minerii și de resurse. Dar romanii au venit ademeniți, cum spuneam, de aurul aluvionar. Însă și în știința lor aveau în minte că aurul are această proprietate de a se concentra după ce este spălat din rocă și că în zonă trebuie să fie zăcământ primar undeva. Deci era o certitudine pentru ei. Sigur, sigur. Și aceasta i-a condus spre ce înseamnă acest zăcământ de la Roșia Montană. Deci plecând pe izvor, pe apă, a ajuns în zona Roșiei Montane, actuală, în să-i spunem așa, în dealul cetății, și în zonă au găsit de data asta filon de aur care aflora la suprafață. Aurul era mult mai concentrat și era asociat cu coarțul. Și ei au exploatat aceste filoane pe care le-au întâlnit în zonă. Există datări, eu nu știu să vă spun cu exactitate, dar știu că se păstrează și la Alba Iulia sau la Muzeul Național, dar parcă la Alba Iulia, eu la Alba Iulia am văzut, se păstrează niște tăblițe pe care sunt inscripții referitoare la producția de aur. În perioada asta, 110-114, când a fost mai intensivă, a început exploatarea mai intensivă și până când s-au retras din Dacia, până în 270, da. Erau notări și se găsesc făcute aceste notificații privind producția de aur pe care ei o extrageau și o pregăteau și o trimiteau la Roma. Acum, dacă vreți lucruri suplimentare, acesta, nu suplimentare, odată o informație suplimentară, la întrebare, deci ca exploatare, aur aluvionar și aur primar din filon, ei au fost poate primii ingineri sau primii mineri care au făcut minerit în Dacia, acești romani, la Roșia Montană, de aceea și interesul istoricilor de a conserva galeriile romane făcute de aceștia și vorbesc așa de un tezaur arheologic cu o semnificație deosebită, galeriile romane și... Bine, aceste galerii practic urmăreau filonul, deci da, ele urmăreau... Și ei dădeau cu dalta, scoteau aurul, care după aceea aurul era mărunțit, spălat, trecut pe un postav și era recuperat. Postavul ăla din lână, că de-aia se spune că lână era... Da. Ei au exploatat și tezaurul care a fost dus la Roma ca și pradă de război și cu ce au exploatat ei, se vorbește de circa 200 de tone, 206, după unii mai mult, până la 250, dar între 200... Dar în acele vremuri era o cantitate enormă. Nu, 100 era enormă, sigur că da. 160 de tone a fost prada de război a lui Traian și circa 100 de tone au exploatat romanii în cei 150 de ani, mă rog, în aproape 150 de ani, mai mult de 150 de ani, cât au stat în Dacia. Sigur că a fost o cantitate mare și putem face referire la și telespectatorii să înțeleagă la tot ce a însemnat această cantitate exploatată de romani. Adică, mie teamă să nu-i plictisesc cu cifre, dar gândiți-vă așa, în toate datele și analizele arată că din România s-au exploatat mai mult de 2000 de tone de aur. De când s-a cunoscut... Da, deci, trebuie să spunem perioada, și parcursul istoriei. Perioada predacică, perioada romană, perioada după aceea a evului mediu, care este marcată de popoare migratoare mai puțin, dar este marcată în special de ceea ce a însemnat exploatarea de către
de către unguri și de către austro-ungari. După aceea este perioada comunistă, sigur, perioada, dacă vreți, perioada înainte de perioada comunistă este perioada României, de la României Mari, de la 1918 până în 48, să zic, 46-48 și după aceea, sigur, până în 1990 putem să împărțim așa. Sunt trei zone în care s-a exploatat aproximativ egal cam 25% din cele 2000 de tone, și anume în perioada romană, în perioada Evului Mediu, care vă spuneam înainte, și în perioada legată de ceea ce înseamnă acest tezaur, n-aș vrea să greșesc, și perioada preromană. Acestea trei perioade s-a aduc la 75%. După aceea a fost o perioadă, perioada comunistă, care a însemnat cam 10% din cele 2000 de tone și restul de 85-15% revin, deci României Mari, revin 90%, care înseamnă puțin sub 2% din ceea ce înseamnă acest aur. Păcat că n-am cifrele exacte, dar în mare aceasta este ce vă spun. Deci, cu alte cuvinte, toate perioadele din viața acestui zecământ, practic, nu, din toată țara, 2000 de tone. Dintr-un potențial care România, sunt date certe că în România ar mai exista 2000 de tone rezerve sigure și 2000 de tone sunt rezerve probabile. Iar 2000 de tone sunt considerate resurse. Deci noi ne putem baza prin ceea ce zestea care ne-a rămas geologică, să zic așa, ne putem baza pe un 2000 de tone. Deci ar mai fi timp, adică ar mai fi rezervă destul de mare pentru... Da, dar această rezervă, sigur, este influențată foarte mult de prețul de cost și de condițiile, sigur, condițiile de exploatare. Însă vreau să spun înainte, cu exemplu cu romanii și cu exploatarea aurului din Roșia Montană, încă din acea perioadă, și noi uităm, interesul pentru minerit, și nu o spun cu o nostalgie, o spun cu o realitate care nu-i dăm importanță, și anume faptul că nu există în momentul de față, nu există în societatea umană, deci oriunde, orice țară, orice sistem politic, orice sistem economic, tot ce vreți ca modul de organizare și de manifestare a omului să nu fie dependente de minerit. Eu, acum nu cu dumneavoastră, că sunteți ingineri minieri, dar cu oricine pot să discut și să exemplific, dacă nu direct, indirect, este dependent de sectorul minier. Oricine. Dar marile puteri ale lumii, trebuie să o spunem, și ca să vorbim, să dăm și cazuri exacte, nu? Deci, Statele Unite ale Americii are un minerit ultra performant. Marea Britanie, minerit ultra performant. Ca să includem în Marea Britanie, dacă includem Australia, Noua Zeelandă, Canada. Deci, despre ce să... China, care, mă rog, este o mare putere, să-i spunem, economică, sau dar un avânt. Are minerit foarte puternic. Rusia, iar, sigur, ca să nu vorbim. Dar ce de lângă noi? Dacă tot vorbim de aur și ceea ce este un paradox, sau poate că nu v-ați gândit să aducem discuția spre producția de aur. Noi din păcate, am hiperbolizat puțin acest zăcământ de la Roșia Montană. Este unul apropiat de la Certeș, care se exploatează. Vedeți? și care prezintă interes. Certeș, Săcărâmbu, București, Rovina, de acolo Troița, care sunt luate în parte în momentul de față de o firmă Samax, care este tot parte din un acționariat canadian. Dar să știți că
din punct de vedere ca o realitate, curiozitate, dar realitate, cel mai consistent investitor, cel care bagă bani în minerit în momentul de față în lume, este statul canadian și cetățenii canadieni. Poate vi se pare surprinzător, mai mulți bani pentru sectorul minier la nivel global provin din Canada decât din Statele Unite. Pentru că în mentalitatea și în gândirea statului canadian pe de-o parte, dar și a canadienilor de rând, li se pare că cea mai eficientă investiție este cea în minerit. Și putem să discutăm... Bine, Canada este un stat care s-a clădit pe minerit, am putea spune. Deci, existența lui este bazată pe minerit. Deci ăsta probabil îi face să și investească și cetățenii privesc dar o investiție. Mentalitatea. De ce spun de mentalitate? Pentru că eu consider și nu numai eu, dar consider că una dintre cele mai mari greșeli, indiferent că s-a făcut cu voia, fără voia, indiferent cum o interpretăm, eu vorbesc de rezultat. Unde suntem astăzi? S-a făcut distrugând inclusiv sectorul minier. El, sigur, sunt motive. Că minerii au fost răi, obraznici, asta e altceva. Că au fost manipulați, asta este adevărat. Dar și în favoarea unora. Dar vedeți că și astăzi, cei care sunt principalii deținători a unor terenuri de cu importante resurse în țară, uitați-vă să vedeți în ce condiții l-au luat. Chiar în județul Hunedoara. Eu nu mă feresc să dau nume și să vedeți, sunt din PDL, din PNL, sunt cei din vârf, inclusiv pentru terenurile cu teluri de care v-am spus înainte, de la Săcărâm și de la Certești. Și cu siguranță că interesul pentru aceste resurse și aici punctual pentru teluri există. Există și începerea de la Roșia, a exploatării la Roșia Poieni, la Roșia, scuzați-mă, la Roșia Montana, dar tot acolo și Roșia Poieni, putem să o abordăm și Roșia Poieni, interesul este legat de a da drumul aici, că atunci se dezvoltă tot în jur. Spuneați de școala din Petroșan. Din păcate, nu mai este ce a fost, dar asta e pentru orice sector de activitate din România. Dar de ce să aducem și să ajungem în situația să aducem specialiști din altă parte sau să aducă cei care exploatează și valorifică din altă parte să aducă specialiști din altă parte când noi am putea să le oferim acești specialiști și acești specialiști să arate potențialul nostru în educație și potențialul, să zic așa, chiar a minții românului. Cel puțin în domeniul minier, Petroșaniu a scos ingineri celebri și recunoscuți. Nu aș vrea să mă laud acum singur că terminam facultatea aici, dar era o facultate recunoscută în... Eu vă dau câteva exemple din drumurile mele prin lume. Înainte de a avea accidentul acesta vascular și a arătat cum arăta acum, până în 2003, am fost mult, mult mai activ și am avut multe deplasări, sigur, în țări cu tradiții miniere. Vreau să vă dau trei exemple pe care le-am trăit scurt în acest sector de activitate. În 1996 am lucrat aproape 3 luni de zile în Sudan printr-un contract cu o firmă românească, cu un coleg de la facultate care mi-a fost și student, Gelu Madiar, în momentul de față este în Namibia. Am fost și eu coleg cu el de generală. Tot într-o țară cu minerit puternic și cu potențial minier puternic. În momentul de față este Namibia, dar revin. Am făcut un studiu de prefezabilitate pe un zăcământ de crom, de fapt nu pe un zăcământ, pe o regiune cu mai multe zăcăminte de crom din Sudan.
a fost prima experiență unde am întâlnit oameni care vorbeau fără nicio un fel de hiperbolizare, să zic așa, cu admirație despre inginerii minieri din România. După aceea, în 2000, să mă gândesc, în 2001 am fost în Zambia, unde la fel am vizitat universitatea și de la universitate am vizitat cele câteva zăcăminte foarte importante de cupru pe care le are Zambia. Am întâlnit acolo, în acea centură cupriferă de la granița cu Congo Democratic, am întâlnit doi ingineri care au terminat la Petroșani, erau de origine zambiană, iar la Universitatea din Lusaka, șeful de catedră de exploatări miniere, făcuse la fel școala aici la Petroșani. Și a treia experiență, poate cea mai bogată și care pot să o exemplific cel mai bine, a fost o experiență pe care am avut-o de 7 săptămâni în Chile, unde printr-un concurs de împrejurări, poate altă dată o să vă spun, am stat și am văzut câteva exploatări de cupru, printre care o exploatare de cupru numită Carola, foarte aproape de zona unde în 2010 a fost acel accident, poate că o să amintim de el puțin din Chile, pentru că are altă semnificație decât cea legată de minerit, lucrau 80 de absolvenți ai școlii din Petroșani. Deci în zona cea mai aridă de pe glob, în deșertul Atacama, am întâlnit 80 de absolvenți de la Petroșani. Nu erau toți în același loc, erau pe o distanță de circa 500 de kilometri. Să nu uităm că Chile de la un capăt la altul este cea mai întinsă țară pe latitudine, are 4200 de kilometri. Pe 500 de kilometri unde era deșertul Atacama și unde erau exploatări miniere, erau 80 de absolvenți din Petroșani. Și mulți erau dintre cei care au lucrat la întreprinderi care au fost închise sau, mă rog, introduse cu mulți dintre ei păstrez legătura. Să știți că alături de acești 80 de absolvenți de la Petroșani, în Chile mai sunt și geologi, vreo 40 de geologi din București și Cluj, dar din București mai mulți și Cluj, și mai sunt, tot în domeniul minier, mai sunt și electromecanici, chiar de la Petroșani, dintre cei 80, și câțiva electromecanici de la Timișoara. Am întâlnit doi și cred că nu mai rețin, unul sau doi de la Baia Mare. Dar a avut, pentru mine a fost o surpriză. Am întâlnit mulți fost studenți sau unii care erau mai în vârstă decât mine și care au făcut școală aici la Petroșani. Și mă întrebau, mai este profesorul cutare? Mai este profesorul cutare? Mai în general de cuie se întreabă. Da. Și a fost, eu acolo am stat, v-am spus, 7 săptămâni, poate altă dată o să vă povestesc mai mult legat de, facem o emisiune cu românii minerii sau inginerii minieri din lume cunoscuți. Da, ar fi o emisiune foarte interesantă. Da. Domn profesor, aurul la... Bun, acum, în opinia mea așa, cred că se discută mult mai mult de Roșia Păieni, repet, a început exploatarea la Certej, de Roșia Montană, pardon, da. A început exploatarea la Certej, așa mai pe da. Silențiu, da, cam absolut, nimeni da. nu știe, în aceleași metode cu care vor să se aplice acum la Roșia Montană, dar în lume, să spunem așa, se exploatează aurul la suprafață, da. Prin cariere. Să, da. Foarte rar să mai exploatează acum din aluvion, cine știe prin ce zone ale lumii. Și în subteran. Dar ca preparare. Există alte metode în afară de cele de care se discută acum, care ar avea și același randament?
că să spunem, se discută de ceanurare, nu? Toată lumea vorbește despre această metodă, că e criminală, că cine știe ce lucruri nocive se pot întâmpla. Bine, eu înainte de emisiune am și găsit o grămadă de lucruri care au arătat că dacă se țin sub control tot ce înseamnă metoda de exploatare și se exploatează cum trebuie și se fac lucrurile cum trebuie, după aceea lucrurile se pot ecologiza și nu există mari urmări pentru mediu. Dar mă rog, asta înspre finalul discuției. Dar repet, în afară de această metodă, cum se mai poate prepara cărbunele? Aurul. Eu, informațiile mele sunt destul de rezumative, dar despre, pentru că nu m-am ocupat de preparare, dar vreau să vă spun câteva aspecte legate de acest, de un răspuns la ce m-ați întrebat, să pregătesc, să zic așa, un preambul la răspuns. În momentul de față, producția mondială de aur este în jur de 2400 și vreo 20 de tone. Mă rog, ea poate să difere cu 10 tone, dar nu mai mult. Aceasta este producția mondială de aur. Producția mondială este de regulă și ținută sub control cu toată presiunea care există asupra acestui metal, mai ales din 2004, când a fost un ultim, să zic așa, minim al prețului aurului. Deci când prețul aurului era sub 300 de dolari uncia. Și în momentul de față, să vă gândiți că uncia de aur este peste 1440, în jur de 1440 de dolari. Dar revin. Din această cantitate de aur, în momentul de față, 80%, eu știam, mă rog, în jur de 75, dar chiar în această zi am aflat, consultând un coleg care se ocupă cu probleme de statistică și se ocupă de aur de la ANMR, 80% din producția mondială de aur se obține prin ceanurare, utilizând metoda ceanurării. Și o să vă spun de ce s-a ajuns aici. Iar restul de 20% se obține prin așa zisa, dacă putem să-i spunem finalitate, prin așa zisa flotație selectivă sau colectivă. Deci prin flotație. Și ceanurarea, să știți că și ceanurarea în cazuri extreme și în anumite condiții se poate combina cu flotația. Dar acestea sunt cazuri, să le spunem, extreme, pentru că sunt mai puțin folosite pentru aur. Dar revin la răspuns. Alte metode se încearcă, tot metode asemănătoare cu ceanurarea, dar înlocuirea ceanurii cu alți compuși chimici. Însă, în momentul de față, de exemplu, tiosulfați sau tiouree în loc de ceanură. Dar acești compuși, tiosulfați, tiouree, în procesele tehnologice sunt mult mai scumpi și necesită, chiar dacă procesul e asemănător, necesită nu pregătiri de instalații suplimentare, dar prepararea reactivilor și folosirea acestora duc la costuri care în cele mai bune condiții dau randamente asemănătoare, dar costuri de 3 ori mai mari decât cele prin utilizarea ceanurii. Ceanura care se utilizează în aș vrea să spun asta ca să nu mai trăim cu sperietoarea aceasta, când auzim cuvântul ceanură, îl asociem cu aurul și de aici îl asociem cu dezastru. Ceanura și compușii de tipul ceanurilor sunt foarte, toată ziua sunt lângă noi. Multe vopsele, mulți coloranți, multe aliaje care le întâlnim în viața de zi cu zi. După aceea, în fungicide, în pesticide, în substanțe bactericide, toate în tehnologiile de obținere a lor,
trecem pe lângă cianuri, se fac cu cianuri, nu că trecem, se fac cu cianuri. Dar probabil nu există o mare publicitate în jurul lor. Sigur, și nici nu se dorește, pentru că atunci le-am respinge. Însă revenind la să dau din datele statistice, pentru că ne plac câteva cifre și ne plac și ne apropie de subiect, în industria minieră, în ultimii 30 de ani, pentru că există o foarte bună inventariere, au în loc cam între 25 accidente, nu majore, dar accidente importante în lume, în industria minieră. Din ceea ce înseamnă aceste accidente, cam 40% din totalul lor, cam 40% sunt legate de utilizarea aurului. Obținerea aurului, dar cele care vehiculează cianură, aceste accidente sunt mai puțin de 20% din ce vă spuneam înainte. Însă, dintre acestea, nu există accidente cu urmări care să îngrijoreze pe cei implicați chiar în exploatare, nu pe cei care sunt spectatori, cum suntem noi, care nu suntem implicați. Da. Pe de o parte și pe de altă parte, și închei ceea ce vă spuneam legat de accidente, cele mai multe însă accidente în industria minieră sunt legate de securitatea și stabilitatea iazurilor de decantare. Poluarea care se exercită de industria minieră este presiunea care este exercitată asupra acestor iazuri de decantare. Și stabilizarea acestora, ajungerea substanțelor încărcate în compuși polatori în mediul apropiat, tocmai unei precare securizări acestor iazuri. Mă opresc aici. Dacă putem așa câteva cuvinte, că în general telespectatorii sunt interesați așa de statistici, deși lumea nu crede, dar mulți sunt interesați. Eu am discuții cu o grămadă de colegi care sunt interesați de anumite lucruri de acest gen. Dacă ați putea câteva cuvinte așa despre cele mai mari exploatări până la urmă de aur din lume. Bun. Dumneavoastră ați avut perfectă dreptate, 80% din aurul din lume se exploatează prin cianurare. Deci nu există altă metodă. Da. Mă rog, acum că la noi se face... Eu vă spun și de ce, ca să înțeleagă lumea, dacă credeți că e potrivit. Da, spuneți la noi. La noi, de exemplu, în țară apare acest protest. Protestul că este la locul lui sau nu este la locul lui, asta nu trebuie noi să facem o analiză acum. Dar nu vi se pare totuși interesant de ce nu se protestează de fiecare dată când se pune în discuție exploatarea aurului, numai într-un anumit sens? De exemplu, când a fost vorba de Certej, a fost o liniște deplină. Nimeni n-a spus absolut nimic. Nu cumva protestele astea sunt undeva o influență care vine din spatele firmelor care practic se ocupă de exploatare și în alte zone sau, mă rog, trebuie menținut prețul aurului sau prețul trebuie să scadă, aceste proteste au o influență asupra acestor aspecte, pe bursa aurului, de exemplu. Da. De ce? Mă scuzați că vă întrerup. Mie ca român nu-mi vine să cred că totuși se adună 1000 de oameni seară de seară în București și protestează față de exploatarea aurului de la Roșia Montană. Repet, nu am nimic împotriva protestatarilor, dar într-o țară în care, iată, cu ieri, dacă nu mă înșel, un copil moare mâncat de un câine, nu protestează nimeni, mă rog, salariile profesorilor la un moment dat s-au tăiat proteste minore, salariile medicilor s-au tăiat proteste minore. Deci mi se pare un paradox totuși să încep să protestezi împotriva aurului de la Roșia Montana, împotriva gazelor de șist, chiar în preajma faptului că de astăzi, dacă nu mă înșel, începe summitul de la San Petersburg, da. G20. Da. Deci sunt niște lucruri așa care, dacă le observăm cu calmitate din altă zonă, mi se par totuși ca o legătură, nu sunt chiar așa de naive
aceste evenimente? Legate speculațiile, să răspund pe rând, așa cum am reținut. Legate speculațiile de la bursă, vreau să întâi să vă dau câteva cifre ca să înțelegem acest fenomen roșia montană și să facem un exercițiu de imaginație, dar care se bazează pe elemente concrete. În situația în care ar demara producția la roșia montană, așa cum este preconizat, și producția va fi cea care este planificată de cei de acolo, vreau să gândiți că în 15 ani, 16, mă rog, cât spun ei, durează exploatarea, dar eu am făcut 15 ca să fie mai ușor de gândit. 300 de tone ar însemna o producție de 20 de tone pe an. Asta ar fi producția de aur a zăcământului de la Roșia Montană. 20 de tone pe an ar aduce România la vremea respectivă între primele, dacă nu greșesc eu, între primele, nici n-ar fi primele 20, ar fi cam pe locul 21-22 în lume la producție. Să nu uităm că în momentul de față pe locul 1 se află China, pe locul 2 Australia, pe locul 3 Statele Unite, pe locul 4 Rusia, acumulat Asia cu Europa, și pe locul 5 Africa de Sud. Este important ca și statistică, pentru că multă lume și multă vreme am învățat că Africa de Sud este principalul producător. Africa de Sud a rămas principalul deținător de rezerve de aur. Din cele 109.000 tone de aur în rezerve sigure, 36.000, 35.900 și ceva, 36.000 aparțin Africii de Sud. Revin la România. Deci 20 de tone ar proveni din România. România, în afară de acest zăcământ, și dumneavoastră ați amintit, certej. O să revenim și la zona respectivă, situată la sud de Roșia Montană, în Apuseni. Dar 20 de tone, România ar puncta cu 20 de tone. În momentul de față, România nu scoate, nu apare cu nimic. Nu știu dacă avem licență de exploatare. Nu avem, așa este. Dar în toate zăcămintele, în toate statisticile, România apare cu 500 de kilograme la posibil. Apare la posibil. Dar nu este în clasamente cu producție. În momentul de față. Vorbim de la anii 2005 încoace. 20 de tone, sigur că dacă ne gândim la producția de 2400 și v-am spus eu 20 de tone, ar însemna ceva și ar face ca producția să fie mai mare. Ce înseamnă producție mai mare în primul moment? Ar însemna un preț, da, dar să ne mai gândim la ceva. Populația terei a crescut în 25 de ani cu 40%. De la 5 milioane și ceva am ajuns la 5 miliarde am ajuns la 7 miliarde și ceva în momentul de față. Deci necesitatea pentru aur crește. Nu că ar vrea lumea mai multe bijuterii, dar vrea mai multe telefoane mobile, cum am spus înainte. Și o grămadă de alte utilități. Vrea mai multe, știu eu, tablete, vrea mai multe, care toate au în cantități, sigur mici, dar se adună, au mult. Dar revenind la întrebare direct, deci 20 de tone pentru producția mondială ar însemna ceva. Însă, între primei 10 producători, sunt circa 3 țări, iar între primii 20 sunt circa, din câte știu eu, așa, sunt 8 țări în care sunt cu au nesiguranță politică și economică. De exemplu, regimul din
Papua Noua Guinee. Papua Noua Guinee este pe locul 6 sau 7 în lume, are 75.000 de kilograme, 75 de tone pe an, aproximativ din câte rețin. Îmi pare rău că nu m-am pregătit, nu mi-am făcut lecția pentru... da. Sau Indonezia, țări cu nesiguranță sau cu regim politic oarecum cu o stare de instabilitate. La fel și Columbia. Columbia însă e pe locul 20. Așa spuneam că România s-ar apropia la între Columbia și Kazahstan din câte rețin. Din Europa sigur că ar fi pe locul 1. Acum în momentul de față, după Rusia, partea europeană are circa 14 tone pe an, iar producții importante în Europa ar avea Suedia, ar mai avea Suedia, Finlanda, așa, și vă mai dau sigur, dacă puțin, Bulgaria. Bulgaria, știți cât produce pe an? 4,5 tone. Și cum o noi nu avem nimic. Da, noi nu avem nimic. Și iau 4,5 tone. Și să vă spun mai departe curiozitatea legată de Bulgaria. Mă scuzați. Cel care este director la întreprinderea, la firma din Bulgaria, John Aston, a fost primul director de la Gold Corporation la Roșia Montană. Dar nu asta e relevant. Relevant este că pe o zăcământul de la Colopești din Bulgaria, un zăcământ asemănător cu cel de la Roșia Montană, dar ei mai au și filon în afară aurul diseminat. Pentru că nu știu exact cum stau, cred, am înțeles că noi nici, nu știu dacă se numește fason, sau nu știu cum se numește. Da, fasonare pentru... Așa, da, am înțeles. Deci asta nu mai avem dreptul? Și eu nu știu exact, știu din discuții care le-am avut cu pot să spun așa, colegi care sunt implicați în fenomenul aurului direct, care lucrează în domeniul direct. Și înțeles că Bulgaria au dreptul, noi nu avem dreptul. Da, sigur. Păi dacă nu avem producție, am pierdut dreptul. Dacă n-am avut o producție, trebuie să ai o producție minimă ca să ai dreptul de... Da, de... Deci să admitem că lingourile de aur, de fapt, la 500 de kilograme e o cantitate infimă. Dar dacă cineva ar produce un lingour de aur în România, noi nu avem dreptul de a-l marca, trebuie să-l marca. Și de a-l comercializa, ăsta este cazul. Cazul cel mai mare, ăsta este că tu ai, dacă ai putea scoate, dar eu vreau să revin puțin la Roșia Montană, n-am terminat cu teama asta pentru ceanuri. Am ales că mai avem doar câteva minute. Da, da. Ceanura care se utilizează la Roșia Montană și nu numai la Roșia Montană este ceanura de sodiu. Deci nu este așa de agresivă și așa de efect așa de nociv legat de ceea ce înseamnă timpul de retenție sau timpul de desfacere a carbonului și azotului în bioxid de carbon, respectiv oxid de azot, și de eliminare a compusului cianură, a radicalului din cianură. Cu cât conținutul este mai mare în aur, cu atât cantitatea de pe volum, pe unitatea de volum, cu atât cantitatea de cianuri este mai mare. Pentru că am nevoie de un timp relativ mai mare de a fixa aurul, acel aur liber, în complexul în cianură. Conținutul la Roșia Montană este de 1,5 grame pe tonă. Aurul acesta este un aur foarte fin și prin procesul tehnologic să cere a crește gradul sau așa zisul grad de finețe. Minereul se va măcina și va fi foarte fin, până la 30 de microni. La 30 de microni, cantitatea de aur care intră într-un complex, care este sodiu,
aur, nu știu exact să vă spun formula, dar vă spun elementele chimice, sodul aur CN este foarte ridicată, optimă, raportat cu cheltuielile, încât coeficientul de recuperare a aurului este în jur de 90%, 90-92% chiar până la ce reușesc. Iar în momentul în care aurul este fixat în această combinație, după aceea el este foarte ușor eliberat. Deci după ce este agitat, tot materialul care a fost, să zic așa, umectat și tratat cu apă, se consumă oxigen, apă, în acest proces, oxigen din aer, aer, apă, cianură și minereu, acel praf foarte fin, vă spuneam, până la 30 de microni, acesta, după ce tot materialul este umectat și foarte bine, aurul a intrat în complexul care v-am spus, chimic care v-am spus. Și el este eliberat. După care, în contact cu aerul atmosferic și cu ceea ce înseamnă și cu tratamentul chimic, care se mai face după aceea cu alte substanțe, dar fără importanță legată de poluare, și aici sunt cu cărbune activ sau sunt alte discuții, pot să aibă loc, aurul este eliberat. Iar cianura, o parte se recuperează și se reintroduce în circuit, iar o parte care rămâne în iaz, sub acțiunea luminii, se descompune în ceea ce v-am spus anterior, în bioxid de carbon și oxid de azot. Și de aceea nu este nicio o frică din punctul ăsta de vedere. Teama în care trebuie să fie este legată de securizarea iazului. Adică să rămână timpul de descompunere, care eu am înțeles, nu știu dacă spun bine, de-aia îmi cer scuze, că ar fi undeva între 9 ore și 2 zile pentru soluția respectivă în care s-ar elimina tot ce înseamnă cianură din material. Teama este ca aceasta, în perioada aceasta în care se descompune, să nu apară accidente care pot să vehiculeze. Să însemne ieșirea, mă rog, lichidului din ea sau alte chestii de dar genul. Dar aici se păstrează, se conservă arheologia. S-au făcut lucrări importante și e păcat că nu le știm și nu vorbim de acestea pe care le-au făcut cei de conservarea galeriilor romane. După aceea, între Orlea și nu cetate, din coace, Cârnic și Orlea, unde e zăcământul și rezerva sub Roșia Montană propriu-zisă, nu s-a dat aviz în zona respectivă. Acolo rămâne satul. Deci sunt câteva elemente de detaliu care păcat că nu se amintesc, să nu mai trăiască lumea așa cu teama că... Da. Da. O întrebare de final și să-mi permit așa înainte de asta, repet, fiind inginer minier, eu sunt pentru exploatarea nu numai zăcămintelor de aur, orice zăcăminte care ar putea să aducă beneficii țării noastre. Dumneavoastră ca specialist, acum dacă doriți să răspundeți bine, dacă nu este nicio supărare. Sunteți pentru exploatarea... Da. Da, deci atât de categoric ați fost că nu lăsați niciun fel de... În istoria civilizației umane, orice resursă care a adus beneficii generației respective a fost importantă. Aceste slogane, că să lăsăm fiilor, urmașilor, asta dau dovadă de cei care le enunță, dau dovadă de un naționalism demagogic. Și, din păcate, acest naționalism a ajuns să fie folosit și cu tentă ecologică de multe ori. Confundă. Noi vorbim ecologie, vrem curat, vrem, dar din ce să trăim dacă vrem curat? Ca să fii curat trebuie să ai bani, să-ți permiți să fii curat. Dar și acel care e curat și își permite are o sursă de câștig, iar sursa respectivă se bazează. Eu revin iar așa ca un retoric, ca nu există nimic fără minerit. Nu că sunt și trăiesc în această zonă și nu neapărat prin meseria care o fac, dar în timp am stat și am văzut și am urmărit
orice proces economic, orice din viața, dacă vreți, și preot, ești legat nu prin meseria directă pe care o faci, prin odăjdii sau prin, știu eu, sculele care le ai ca să-ți faci. Și asta o legătură, da, cu mine. Legătură cu mine. Și multe altele, sigur. Domn profesor, vă mulțumesc tare mult, o discuție fascinantă. Mi-a plăcut ceea ce a spus, nimic nu există fără mineriți și o să țin minte asta și o să vă mai invit de câte ori am ocazia. Sigur, la această emisiune. Sigur, și despre cărbune, eu consider că sunt câteva lucruri importante care trece cu vederea prea ușor despre cărbune. Dar, sigur, cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult. O zi bună tuturor, ne revedem mâine, orele 16, în seara asta, discuția fascinantă despre aur cu domnul profesor Grigore Boia, o vedeți la ora 23 în reluare. O zi bună!